ce face acolo? Să vă prezint o umbreluță. Noi doi și o umbrelă. Botanelul mă filmează, uite ce bățăganie lungă. Refer la bățăgania mea? Da, ia uita șeful, e, are diamant aici așa, vedeți cum vine îndoit așa. Când eram angajată, fostele mele colege îmi cereau tot timpul umbrela asta. Mhm. Slăbuțele alea cu cartofiori? Noi doi și umbrela, noi așa ne-am cunoscut. Uite-te acolo! Sub umbrela la... Așa ne-am cunoscut noi sub umbrela? Da, mergeam în parc când veneam să luăm o gură de aia. Da. Și ne prindea ploaia și mi-a luat o umbrelă țăpănoasă. Dar chiar că-i țăpănoasă, ia uite. Așa, ai zis și noaptea nunții și m-am bucurat că... Ce diametru are. Abia... Așa ai zis și atunci și m-am bucurat că... Fostele mele colege de la liceu franceză, Ana de Noailes, de pe DN1 București. Ele n-au găsit un diametru așa mare, a? Le salut pe această cale. Tot timpul ziceau... Vrem și noi umbrela ta. Da, păi cred că și acum cred că ar vrea unii bățăgania ta. Vrem și noi, eu le dădeam că n-ai. Cu diametru mare acum. Da. Noi doi și o umbrelă. Noi doi. Ne plimbăm. Cerul ca o acuarelă schimbă culoarea. Da. Nu ne vede sub umbrelă când te îmbrățișăm. Cred că... Așa, da, 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 da. Dar vedeți, e aurit aici, ia. De fapt, pare ca și cum ar fi aurit mâneruțul. Este umbrelă originală, adică așa am cumpărat. Mi-a plăcut să fie mare, cu diametru mare. Da, știu, că așa mi-ai zis de când m-ai cunoscut. Așa, ca să intre două persoane. Ia, ia uitați-vă, ia. Cum o să intre două persoane? Păi poate chiar vreo trei, cred că. Așa diametru mare numai angii are. Păi... Că da, intră două, trei persoane. Încât? În angii intră două, trei persoane, nu cred că. Nu întreabă pe Gabi, iertă ce zice. Da. E ca un cort, vezi? Mm. Da. Fetița! Mândră de umbrela mea. Da. Pa, pa! Bye!